Nu mai poate, nu mai poate. Și zici că e ușor la pescuit porcul. Salutare! Acum când am început să editez acest vlog, mi-am dat seama că câteva cadre au fost compromise. Nu știu prin ce metodă. Așa că drumul din Plaiul Foii până la Sorin acasă, nu îl am în film. Vlogul ăsta va începe un pic mai ciudat. Avem câțiva kilometri până la Sorin. Mergem prin câmpuri de cucuruz. Aici, din ce-mi dau eu seama, e secetă, după cum arată frunza cucuruzului. Am ajuns la Sorin la poartă. O să-l sun să ne deschidă poarta. O să intrăm cu căsuța noastră mobilă cu tot. Știu că Sorin are o curte mare, așa că intrăm fără probleme. Ce frumusețe! Un adevărat paradis aici la Sorin. Ne-am parcat căsuța aici în curte la Sorin. Așteptăm să vină și Sorin, el încă nu a ajuns. O să ne petrecem după masa asta aici în paradisul verde al lui Sorin. A ajuns și Sorin acasă. Pe Sorin îl cunoașteți, mă gândesc, toți din vlogurile mele anterioare și a lui. Că deja și canalul lui crește. Chiar vorbeam datorită mai... lui Marcel, care mi-a făcut reclamă. Nu, datorită conținutului crește, cu siguranță. Vrem să vă arătăm și vouă ce minunăție de grădină are Sorin aici. Noi am mai făcut aici un live. Vlog n-am făcut până acum, pe canalul meu. Așa că vrem să vă arătăm și vouă... Și acum e perioada cea mai bună anului, că acum e explodat toată verdeața, știi? Că dacă vine vara deja, acum și trandafirii și chiar o să o dea cu bujorii, foarte faină. Și vlogul ăsta o să-l urmăresc de mai multe ori, pentru că va fi o sursă de inspirație pentru ce o să fac eu la Borța. Și da, să ai așa ceva în curte... Sorine, trebuie să ne zici mai multe despre lacul ăsta, pentru că sunt convins că nu e ușor nici să-l faci, nici să-l întreții. Ce pot să spun, că costă mai mult ca și casa. E un lac artificial, pentru că tot ce vezi aici a fost porumb, adică câmp, cum ar veni. Am înțeles. Am avut, la început, când am cumpărat, în 2000, am cumpărat numai partea din fața terenului și după aia am luat bucata asta pe care am lipit-o la terenul vechi. Hai să mergem așa încolo, să-ți arăt. Și... este o folie de aia de iazuri special făcută. Am săpat cu ăsta, cu excavatorul, 2 metri jumate are adâncime. E așa în trepte făcut, știi? E, așa e făcut, în trepte. Și am săpat 2 metri jumate adâncime și am ridicat tot pământul, l-am ridicat pe ăla. Vezi, am făcut două dealuri. Deci dealul ăla e de fapt cu pământ din lac. Și din stânga. Am înțeles. Are 1000 de metri pătrați suprafață și 2 metri jumate adâncime. 2 metri jumate are lacul. Am somn cât mine de mare, am și prins, am și pus pe Facebook, pe blog, deci am văzut. La cap și până la așa. Am văzut. Am crab de 10 kg. N-am băgat alți pești și am noroc cu somnii că au mâncat tot timpul puietul, pentru că altfel se mulțeau prea tare și noi e normal, cum zic ăștia la piscicultură, cam la un metru cub de apă trebuie să fie un kil de pește, cum ar veni, știi? Am înțeles. Pe asta am vrut să zic, așa mare lacul pește are capacitate cam de o tonă și un pic, ca să stea pești bine, știi? Deci poate să țină o tonă de pește. Da, incredibil, incredibil. Da. Și am niște filtre în spatele lacului, o să ți le arăt. Eu ce-o sărit unul. Uite, da, ce-o sărit unul. Ce era, crab? Crab, da. Era, da, l-am prins. Era imens. Da. Foarte tare. Ți-am zis că am și de 10 kg aici. Foarte tare. Și nu, am pus plante de apă, stuf, încet să văd cu vegetația. Și copacii ăștia, când ne-am mutat aici acum vreo 7 ani, erau ca degetul, ok? Am ținut cu sârmă. Ăștia sunt platane, așa-i? Bate vânt, uite ce frumos au crescut. Și platan. Au coajă asta, mai multe culori tot timpul. Dacă superb. Aveți la țară și vreți să vă puneți copaci care cresc repede și țin umbră și nu sunt pretențioși, vă recomand platane. Nici nu scumpi, nici nu...
Da, vreau să pun și eu pe lângă drum, acolo la mine. Eu am încercat să pun salcâm și culmea, la mine în zonă e plin de salcâm. Cresc sălbatici într-un anâs de 2 metri, care i-am pus să nu s-o prins niciunul. Da. Și am tot făcut tot felul de astea cu trandafiri. Superb, superb trandafiri. Perioada trandafirilor. Îi de multă parcele, îți dai seama că... Da, păi eu, crede-mă că eu știu ce înseamnă. E frumos când vezi așa de asta, dar numai să tunzi iarba, ți-a trei oameni de dimineață până seara, știi? Știu ce înseamnă, știu ce înseamnă. Sunt vreo 5.000 de metri numai de pătrat, numai de iarbă. Uite caprifoiul, am florit. Da, și miroase. Ăsta miroase senzațional. Ah. Mai am asta, salce, astea, nu-i salce, nu știu ce e, dar miroase și asta. A, e ce am găsit la Jenny, la poartă, la da. Ineu. Acum s-a mai dus un pic miros, după și ploua, dar oricum miroase încă, știi? Da, știu asta, dar prima dată eu la Ineu, la Jenny am văzut-o. La Jenny, la poartă. Aici o sări crapul. Da. Și am pus patru aeratoare de-astea. Două aici, unul s-a fundat și două în partea aialaltă. Și ca să oxigeneze tot timpul apa, știi? Pentru am înțeles. Și jos, în fundul lacului, sunt niște sifoane. Trage cu o pompă apa în spate, îți arăt eu, în bazinele alea. Și de acolo, din bazine, o urcă pe cascadă și o trimite înapoi în lac. Dar n-a fost cazul... Pe lună curăți filtrele, știi? Asta am vrut să zic, nu a fost cazul să se umple efectiv de vegetație, cum se întâmplă pe la bălțile sălbatice. Păi, nu că am tot timpul grijă, sunt tot felul de soluții de astea anti-alge, știi? Am înțeles. Care se pun și mai ajută și filtrele astea, mai curăță. Ce faci, măi, chihuahua? Berry. El e șeful haitei de câini de aici, din curte. Tot ce vezi aici e plantat de noi, deci am aici înțeles. Eu văd numai porumb, nimic, e un nuc bătrân, ți-l arăt eu, în rest, tot ce vezi de jur împrejur, toți copacii, tot e plantat. E incredibil. Și cam în câți ani a ajuns la stadiul ăsta? 6 ani. Da. E incredibil. Ăsta e un Paul Ovnea. Știi Paul Ovnea, Da, ăștia iară cresc foarte repede. Cresc foarte repede și n-am țânțar deloc, deci cu tot lacul ăsta mare am doi Paul Ovnea, unul în partea asta și unul ți-l arăt în partea altă. Omoară toți țânțarii. Da, asta e interesant, bine de știut. Au miros special, să nu dau seama ce. Dar n-am mai auzit treaba asta. Și un pom neprezențios, adică luzi un pic când așa, după care el își vede treaba lui, știi? Dar văd că au și ceva flori sau au deja fructe. Da, au fost flori, face ca niște lalele, așa, nu știu. Ah, deci și înflorește. Da, foarte fain. Îți arăt să vezi florile, foarte, foarte fain. Super. Astea sunt bazinele alea pe unde se filtrează apa, știi? Am înțeles. Sunt niște filtre acolo jos și apa trece prin ele și după aia le cureți cu da, și aud. Tracerul ăla. Uite, vezi? Am înțeles. E, păi dacă nu... Dacă îl lași natural, păi, nu prea e... Dacă ar fi râu ca la tine, tu acolo e păcat să nu-ți faci o baltă mică. Păi am de gând, pentru că am de gând. De viez pe râu, e altceva. Exact. Fi? Hai. Îmi zicea Diana mai devreme că aici undeva a plantat hribi. Da. Eu sunt foarte curios dacă o să se facă. Da. Undeva la umbra, cred că pe acolo, pe la umbra copacului, cred, nu știu, nu sunt sigur. Păi fiind lângă mesteacă, de asta vorbeam cu ea, șansele să crească sunt foarte mari. Și cel mai mult îmi place liniște, adică n-auzi mașini, n-auzi, nu da, e agitat. Asta face toți banii. Asta îmi place și mie la Forța, e o liniște acolo. Deja suntem pe deal. A, și de aici, din bazinașul ăsta, pleacă apa la vale. Se duc... Se și oxigenează prin cascadele alea mici. E superb. Am creat o felul de locuri de-astea, așa liniștite, știi, ca să stai... pe buturugă sau pe bancă. Și aici am făcut niște scări, am lăsat rustic așa, știi? Aoleu, bine că nu a văzut Ramona cireșul. Că o să-l devasteze. Dăm să-l devasteze, că avem destule. Acum încep să se coacă. Avem unul copt, mai timpuriu, care e copt, poate să vină să-l devasteze. Nu-i spunem încă.
Să mănânc eu primul. Mâncăm noi și dacă rămâne... Dacă mai rămâne, spune și ei. Și Diana a pus o felul de flori pe aici. Superb. Pietrele astea tot le-am dus când le-am făcut lacul. Le-am dus cu un camion mare de la munte, bolovan de astea uriași. I-am pus... I-am cărat cu excavatorul, că altfel... Și aici am butui, meri... Văd că sunt foarte roditor, da, deja. Da, da. E firma aia din Oradea, ți-am zis, care da, mi-ai zis, da. Sweet Garden, se numesc, foarte, foarte bun, și toți pomii s-au prins și tot ce mi-a arătat în poză, ai o poți, știi? Uite, cireșile, încerc să fie coapte. Trebuie să degust. Dar și mai coapte, adică îți dau și mai coapte. Am și vișine. Alea... Încep să fie bune. Hai să duc la unul foc. Asta cam într-o săptămână o să fie perfecte. Fac un pic la cu... lacul ăsta mic cu crapti japonez, pentru că e veche de când am luat casa asta de aici. Până aici a fost terenul, știi, până la nucul ăsta. Ah, ăsta a fost la inițial și după aia am înțeles. A, și aici mai e încă un lac. Da, uite, cu crapti japonez, uite acolo. Koi. Crapti koi. Păi, că nu jur pe live, pe vloguri acum în jur, face, iar iar o să am probleme, da. Uite ce frumos e de noapte. Superbi. Ce fainis. Genul ăsta de crap l-am văzut. Uite, nu ferin. Acum s-a mai închis, că mai bine. În bălți și mai mici de atât și am văzut că nu au nevoie nu, de... Sunt foarte nepretențioși. Uh-huh. Uite acolo, sub nuperi. Wow, cât ți-s acolo. Uite. Foarte tare. Așa, nufer sau lotus? Nufer, nufer. Nufer. Lotus și cresc în sus. A, se ridică mai sus, am înțeles. Am și albi și argintii, crapi. Da, s-o grămadă aici. Da. Foarte tare. Cât e balta mai mare, cu atât cresc mai mult. Ei cresc și la un metru. S-a avut în Japonia unul la un metru și un pic, un milion și ceva de dolari. Hai de capul meu. Mai mare de atâta nu prea am văzut, sincer. De textura și de culoare și ce combinații au, vezi? Uite cum e cel la roșu cu alb, așa, vezi? Am înțeles. La mai gras. Tot cam așa am văzut cei mai mari, peste tot pe unde am văzut. Eu sunt curios dacă ăștia se și mănâncă. Păi el e crab normal. Eu cred că în Japonia îi mănâncă, că am văzut în bălzi astea mari, adică în pescărie. Cum am înțeles. Zis. Câinii sunt tot timpul pe lângă noi. Aici a fost casa aia bătrânească, când a fost terenul, știi? Și fiind cu cerdac, așa am zis că e păcat de aia să... Cu târnaț, să o dărâmăm și am pus plasă de aia de Buzău. Aha. Și beton și am păstrat-o, știi? Perfect. Arată fain, adică foarte fain, aia. Foarte fain. Chiar parcă ne-am teleportat într-o altă zonă. Super fain. Și aici e curtea care a fost inițial de la casa. Ce fain e trandafirii. Deci îmi plac și mie maxim trandafirii. În rod. Uite de chiar. Aoleu, da chiar că sunt trandafiri mulți. Super, super. Ah, și ce fain miroase aici, de la trandafiri. Aici e ceva zmeură sau mure? Da, avem zmeură și în grădină. Și am toate soiurile de trandafiri, vezi? Mai mici și mai mari. Unii sunt trecuți, alții acum îmbobocesc. Mm-hmm. Toate felurile. A, și mai e o ieșire la strada principală din sat. Da, aici am luat terenul ăsta de vis-a-vis, l-am luat pentru Alex, am dat jos gardul, acum l-am curățat și aici îi fac casă. Superb! Am vrut să-i cumpăr acolo, am și făcut un vlog în câmp, unde fac un complex mare de case, dar... Da, cred că am văzut ceva. N-au respectat termenele deloc, trebuia de mult să fi mutat și încă sunt tot la roșu și că s-a scumit materiale, că nu știu ce, și atunci am zis să cerem bani înapoi și să... O să încep de sâna viitoare să-i construiesc aici. Păi mult mai bine aici, chiar peste drum. Da, e teren de 1000 de metri, are loc suficient. 1000 de metri, oho!
ești lângă noi, adică e ok, știi? Câini, câți mai ai acum, Sorine? Păi, 16, că am avut 15 și am mai luat o cățea de... 16 câini. Haideți copii, haideți, hai Beni. Roz. Uite și albe am. Acum practic deci sunt în toi. Da. E sezonul cum ar veni. Exact, acum e full season. Uite, foarte fain. Da, ce interesant. Două soiuri pe aceea exact. Și... Aici au un bujor, uite că se vede. Uh-huh. Bujor de alemnoși. E ăla din Olanda. Aici scăței i-a făcut sarc. Pe jos au pe ăla de loc de joacă pentru copii. Să stea în condiții bune. Nu toți au libertate totală. Numai că, da, au loc destul. Sunt de aia care loc, se mai bat între ei. Tița, fii cu minte. Sunt castrați toți. Hei, 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 Tița, pleacă de acolo, nu-i mai agita, lasă-i. Io, ce mari sprunele. Uite, aici e un lăculeț mai mic, așa, cu niște nuperi. Hai să duc pe aici ca să dau cireșe. O da, o da, înainte de a da Ramona de cireș. Da. Și acum când ajungem Ramona să fie în vârful cireșului. Mâncăm noi și când... A, ăsta e nucul despre care spuneai. Da, ăsta e nucul ăla de limitat terenul, știi? Uh-huh. Dar uite, are 100 și ceva de ani și uite ce vigoros e și foarte face vigoros, nuci. Foarte vigoros. Face nuci și acum, adică... Ăsta cred că e vișin. Superb. Vezi? Catifelat așa. E superb. A, uite și Asomia. Asta e vișin și asta e cireș, sunt negre, coapte, coapte. Vai, cum miroase Asomia. A, ho, 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 ho. Uite, sunt negre, uite pe sus. Oho, oho. Enjoy. Bune, nu? Nici o cireașă din lume nu se compară cu cireașa pe care o îi rup tu din cireș. Vai de capul meu ce bune sunt. Sunt dulci. Uh-huh. Și cireșul merge foarte bine. E foarte sănătos. Da. Oh. Am făcut plinul de cireșe. Urmează vișinele în scurt timp. Cred că mai vin o tură peste o săptămână când sunt coapte vișinele. Te aștept. A, aici încă un cireș. Da, sunt, am vreo 5-6. Ăsta e mai târziu. Da. Păi uite și ăla, alea sunt albe din dreapta de acolo. Și alea cer să coacă, acum vezi. Mamă, ce fain și alea. Uh-huh. Super, deci și terenul e foarte bun aici, la cum văd copacii de sănătoși. Da, e foarte bun, foarte bun terenul. Și de agricultură e foarte bun. Foarte sănătoși pomii. Uite și nucul ăsta de 100 și ceva de ani, ce viguros e. Da, ăsta mai duce încă vreo 50-100 de ani. Hai să arăt și grădina. Am văzut roșiile deja. Da, avem un solar. Am pus un loc de joacă aici pentru Justice, pentru Maria, pentru Irina. Nu de căpciuni, dacă vrei, dulci ca mierea. Aoleu, trebuie să cuși o căpșună acum. N-am ce să fac. Hai să smulgem una. Obligatoriu. De ce ești mai coapte? Vai, ce aromată e. Și dulce. Interesant cum îți puse pe paie. Păi strawberry. Strawberry. Stroi de la paie. Și berry fruct de pădure. Strawberry. În limba engleză, căpșune. N-am știut de strawberry. Deci așa se pun pe paie, știi? Nu, acum au prima dată. Destroyed pie, știi? Asta nu știam. Și e fruct de pădure pe paie. Foarte tare. Da. Na, uite că deja în vreo două săptămâni deja o să se coacă roșiile. Da, da, în solar sunt deja mari. A mele de-abia au înflorit. Asta e țelin aici, aici cred. În sud se bag mai repede decât... Da, e altceva, clar. Dar toate arată extraordinar de bine. Vine-te! Deja mie mi-e rușine cu grădina mea când văd așa ceva. Hai, mă. Păi tu ești tu plecat, ai treaba. Trebuie multă muncă la grădină.
Uite, salat acolo, ce mare, vezi? Zmeură. Zmeură. O grămadă de zmeură. Asta e lobodă, așa e? Da. Uite dobleței. A, deja ați de mâncat. Vezi ce frumos sunt. Amenii l-au înflorit. Uite, varză. Varză kale. Da, e altceva, nu se poate compara clima de aici cu ce e la mine. Vezi? Uh-huh. E mare deja. Mai adică și-a format poate, da. Uite și solarul aici. Am roșii destul de solarul mare. Din policarbonat. Da, da, l-am comandat de pe internet, n-a fost scump, nu mai știu cât. Și ne-am primit renunțat. Și l-am montat aici, știi? Am renunțat anul uite ăsta. Uite roșii, vezi? De alea țărănești. Inimă de bou. Inimă de bou, de alea. Da, păi astea se coc foarte repede. Deci arată într-un mare fel. Și... Da, da, de solar trebuie să te ocupi zilnic. De asta eu am renunțat anul ăsta. Am pus de astea din comerț, un leu metru, sunt foarte ieftine. De irigație. Și dai drumul și picurător de la, știi, cu... Da, 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 da. De la. Plasă de umbrire. Ăsta e obligatoriu neapărat, pentru că se mânează și mama la țară zicea, și eu știu de când eram copil, n-avea nicio treabă, acum nu știu, aruncă ceva de sus, substanțe. De 2 ani n-am prea cules roșii, nici eu din cauza mamei. Da, zic, pune asta, că nu mai e treabă. Dacă pui plasă de asta, nu mai e treabă. Deci dacă nu pui plasă, n-am avut și cu plasă și fără plasă, aia fără plasă nu s-a putut mânca, adică n-am avut nicio șansă. Nu... O să țin cont de sfatul ăsta? Neapărat. E foarte ieftin, se găsește peste tot. Tarhon? Mamă, ce tufă faină de tarhon. Uite pisica. Io, ce frumos e. E de aia norvegiană de pădure. Ce faci, măi? Uite ce coadă are. Ce țanț o-și merge. Pisica cea bună. Superbă. E superbă. Și ea știe asta. Posează. E paradisul lor, zice-mă aici, că stau cap în junglă până... Exact. Alei. Deci, Sorine, sunt maxim impresionat de grădina ta. Totul arată foarte bine. Bine întreținut. Aici acum a trecut, dar era foarte albastră. E o ceapă de asta, ceapă ornamentală, știi? Nu, de asta dar n-am mai văzut. Se face albastră, albastră. Uite, n-am mai văzut. Așa. De astea n-am mai văzut. Nu știu ce e. De asta mea. Și aia sunt trandafiri de astea mici, mici, cățărători, foarte dar sunt foarte frumoși. A, și aici e grătarul, da. Celebru grătar. Aici facem diseară un grătar. Abia aștept. Da, un grătar am și eu nevoie acolo. De fapt, vreau să-mi fac toată bucătăria păi, afară, în aer liber. Ăsta care l-a făcut la mine, dacă vreți, îl trimit acolo, e... domnul Dragomir. Domnul Dragomir și îți face un grătar, e cel mai meseriaș din țară, numărul 1. Probabil grătarul ăsta costă mai mult decât m-a costat casa până acum. Îți faci un discount, îi faci tu reclamă, faci plasare de produse și ne descurcăm. Aici o, are cuptor. O să-mi iau hate iară. Cuptor de pizza. Super, deci ăsta clar. Incorporat. Adevărul că n-am mai văzut un grătar atât de complex. Și aici e șpoher de la cum e la noi, știi? Ai cu un singur... Sobă de gătit, practic. Da, scot astea și pun cea unul direct și fac focul pe aici, ca să nu mai pun pe... Carică, pirostii. Așa zice la asta, carică. Da. Am avut de la cu patru, așa, și l-am schimbat. Foarte tare, deci clar, cel mai complex loc de gătit pe care l-am văzut până acum. Diana, uite, întreabă Marcel de florile astea, aia pe când care a trecut, aia lungi, galbene, cum se numesc? Eremus se numesc. Eremus? Da. Sunt de mai multe feluri. Apropo, la Celsi, anul ăsta n-am avut stand. Nici de ce pune cum stă la Ramona. Deci e pufoasă, e? Ia. Dar chiar anul ăsta ți-a dus ceva de la târgu de flori. Da, da. Niște bulbi de crin. Bulbi de crin? Și am înțeles. Am mai făcut niște comenzi de la lele și de cepe. Uite. La casă. Aici am făcut două camere de oaspeți. Aici o să dormiți voi în partea asta. Dacă vrea Ramona să iasă la... pe terasă să fumeze. Super! Dacă e deschisă ușa. Da, e deschisă.
Și am făcut ca la hotel, exact. Studio. Nu studio, cum îi zice? Bungalow. Da. Oh, e perfect, e super, super fain amenajat. Da, cred că o să prefer să dorm aici decât în rulotă. Deci am să fie ca o cameră de hotel. Știi că eu dormându-o prin hotelul și astea, a zis să fie exact. Dar chiar seamănă cu o cameră de hotel. Ba, e mare, cu duș. Super tare. Și aia afară, terasă, ești pe terasă, în grădină. Poți să o pui pe Airbnb. Da. Da, uite, nu m-am gândit că mai fac și eu un cașcaval. Hai, Berry. Hai. Da, și terasa asta face toți banii. Asta e camera unde dormiți voi. Am făcut ca o cameră de hotel la tema de la Marcel, știi? Sorin ne-a invitat la pescuit, de fapt. Și am zis, no, unde? Oare unde o să mergem la pescuit? Păi în curte, unde să mergem? Dar cred că ăsta va fi numai antrenamentul pentru mâine. Păi asta facem, ne antrenăm. Că mâine va fi cu adevărat ziua de pescuit. Mă duc să aduc porumbul. Ia să fur eu un pic de meserie. Să văd cum e făcut montura. Și în primul rând văd o plută culisantă. No, asta n-am știut. N-am folosit plută culisantă niciodată. Plumb culisant am mai folosit. Cârligul cred că e de crap. Și firul e textil. Cu fir textil iar n-am pescuit niciodată. Eu dacă nu-s pescar de crap, nu știu cum se pescuiește. Se bagă boabele așa pe Andreaua asta. Așa. Păi că m-am emoționat acum de la filmare. Am trag în fața camerei. Deci se bagă boabele pe Andreea. Chestia asta are o gaură aici. Eu nu știam ce e aia. Normal pescarii de crap bagă boile, știi? Niște bâine. A, bilele alea. Dar tot așa pe... Le... Le bagi acolo. Deci nu se pune în cârlig. Nu se pune niciodată în cârlig. Eu care pentru că în cârlig, crapul e foarte, mai ales ăștia de la crescătorie, care au fost prins de multe ori de pescari, sunt foarte șmecheri și el cum simte cârligul, fuge, știi? Am înțeles. Și atunci se pune pe o chestie de asta ca să nu aibă direct tangență cu cârligul, știi? A, și chestia aia o acăți mănac. Și după aia chestia aia bagi în gaură, te bag așa în gaură. O să vezi și mâine la sturion, că pescuim cu plătică de un kil jumate. Atât ai de capul meu, o tem un kil jumate? Da. Hai, momea la noastră mâine. No, deja s-a pregătit să mă duc și eu la crab sălbatic de acum. Că știu cum se face montura. Și firul textil ajută probabil textil, la crab. Da, e obligatoriu fir textil. Am înțeles. S-a dus în sus. Luta pe ea. S-a dus mult. Da, normal avea un opritor de la cu el. No, hai să vedem dacă capturăm ceva azi sau nu. Dacă nu capturăm azi, capturăm mâine. Sper. Pescuitul la crap necesită răbdare. Sau la somn, să vedem ce vine. Poate vine somnul, poate vine crapul. Vedem ce... Poate ne ia pe noi somnul. Da, și asta e drept. Păi cum ai zis, nu-i neapărat să prindem, nu? Important e să ne relaxăm, să stăm cu bățul în apă. Oricum, să stai în fața casei și să ai așa ceva în față. Să poți pescui din fața casei e ceva vis. Păi poți să-ți faci tu la borță. Am de gând, chiar am de gând. Ai un avantaj enorm cu pârâul acolo. Da. Hai, porcu. Înțeapă-l, trage tare. Nu așa. Ridică bățul tare. Așa. Trebuie să mai trag pielica.
Gata, hai. Hai să vedem ce ai luat, porcul. Bine greu? Da. Da. Nu trage într-una. Gata, hai. Ua, nu pot. Cred că e mare. Cred că e mare. Mai ia, trage fir, mai după aia ridici, ridică bățul. Uite, așa. A, porcul e prima dată când pescuiește la așa ceva. Mai tragi, iar mai tragi. Vezi? Trebuie obosit. Nu mai lași după aia. Dar ia fir ca lumea, clar e mare. Da, mare. Deci asta e mai mic. Așa, porcu. Perfect. Mamă, dar s-a dus cu ea. Se duce. Deci abia se ține. Abia se ține, Ramona. Mai poți? Hai. Clar e mare. Băi, de capă. Hai. Deci mâine la Sturion, dacă l-am stea. Că n-ai cum, ăla de 106 de kg care l-am prins, deci am stat eu o oră și 20. În genunchi, deci ce să mai filmezi? Nu mai poate. Și zici că e ușor la pescuit, porcul. Să-ți mai... Piel. Deja gâfâie. Ține în sus vârful, că altfel îl scap, știi? Așa, în vârf, așa, în sus, așa. Deci nu l-ai niciodată vârful mai jos, că îi detensionezi și se duce. Hai. Nu mai poate. Nu mai poți. Hai. Hai că merge, hai. Hai să mai aduc eu un pic. Nu mai poate. E greu la pescuit, porcu? Da. E foarte mare. Trebuie să simți și din frână. Mamă, dar e mare, mare. Cred că e peste 10 kg. Da. Cum vrei să scot unul de 10 kg, 20 am eu? Da, nu e de 200. Ai cum ai obosit. Dar tot trage. Hai că e pe aproape. Se bagă în vegetație. O, mamă, e somn. Edita, mai somnul. Băi, de capul meu. Edita, mai somnul. Deja e aproape în... Ia trage-l un pic înspre mincioc. Porcu. Trage-l în sus. În sus? Ridică-l. Ai de capul. Incredibil. Are la 10 kg, cred că. Foarte tare. E imens, somnăleu. Sunt și mai mare aici, Sorine. Dublu. Dublu. Hai de capul. Ia un pic să ți-l arăt.
Mamă! E imens! E imens! Bă, nu-l mai strânge, că moare! Îi dăm drumul imediat. No, înapoi! Înapoi la baltă! Foarte tare! Foarte tare! Vlogul ăsta o să-l încheiem aici, în curte la Sorin. Torul Lota am parcat-o aici, foarte aproape de lac. Aici va nopta în noaptea asta autorul Lota. Noi în seara asta o să dormim în casă, iar mâine o să avem o zi la pescuit. Dar până atunci, eu vă mulțumesc mult pentru că mă urmăriți. Vă mulțumesc pentru că v-ați abonat la acest canal. Vreau să mulțumesc încă o dată celor de la Campermania pentru oportunitatea de a mai experimenta încă o dată călătoria cu autorul Lota. Și până la următorul vlog, noi vă spunem la revedere!